sfatul de drum bun vă este oferit de BT Leasing, partener al Napoca Rally Academy. Pentru că este marți, ne întâlnim de fiecare dată la această oră cu Bogdan Marișca, instructor și pilot, instructor de conducere defensivă în cadrul Napoca Rally Academy. Bogdan, face plăcere să te salut din nou pe drum cu prioritate la Europa FM. Bine ai venit! Bine v-am regăsit, bine că ne reauzim. Spuneam că astăzi o să ne concentrăm atenția asupra virajului la stânga. Poate mulți o să spună ce e cu virajul ăsta la stânga efectuat pe drumuri naționale, europene sau pe șoselele din orașe. Din păcate, foarte multe accidente grave se întâmplă din cauza faptului că nu mulți dintre noi știu să execute un viraj la stânga în toate condițiile de siguranță, să le spunem așa. Și cel mai recent astfel de accident a avut loc în Gorj. N-aș vrea să intru foarte mult în detalii, însă au fost multe victime, pentru că mașina din spate nu a păstrat cumva distanța regulamentară față de mașina care voia să vireze la un moment dat la stânga. Și te-aș ruga pe tine să dezvolți un pic subiectul și să ne spui ce trebuie să facem ca să fim în siguranță într-un astfel de context. Da, Radu, cumva trebuie să înțelegem următorul lucru. Tu ai plecat de la un fapt absolut banal. Cineva sau unul dintre noi, eu vreau să virez la stânga, tu vrei să virezi și așa mai departe. Ce se întâmplă în aceste momente? Noi plecăm de la premisa că în spatele nostru trebuie să fie lucrurile perfecte. De fapt, în trafic, dacă lucrurile sunt perfecte, n-ar mai exista accidente de circulație. Din păcate, am discutat despre acest lucru noi, fiind sau mai este departe a fi de perfecțiune, și greșeala la volan presupune și astfel de sincope. Cum s-a întâmplat această dimineață în accidentul care pomeneai, unde au fost, din păcate, două victime, două femei care au decedat, pentru că mașina în spate, care era și o mașină mai mare, era o camionetă, n-a văzut că așa mașina în față vrea să vireze la stânga. Bine, acum există întrebarea dacă n-a văzut din cauza faptului că respectivul șofer nu semnaliza intenția de a face stânga sau pur și simplu a fost o neatenție la volan. Exact asta este ceea ce discutam și noi mai acum câteva emisiuni, despre momentele acestea în care măcar unul dintre factorii implicați în traficul rutier ar trebui să ajute. De exemplu, aici, dacă ar fi fost o bandă de preselectare pentru a face la stânga, mașina care avea din spate ar fi avut opțiunea probabil să evite prin dreapta pe banda aia și așa mai departe. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că la volan, șoferul în principiu trebuie să fie permanent în control, cu tot ce se întâmplă în jurul lui. Și când spun în jurul lui, înseamnă realmente 360 de grade. Prea puțin șoferi sunt atenți la tot ceea ce se întâmplă în jurul lor. O mare parte dintre noi ne concentrăm cum știm noi, cum vrem noi, cum avem noi disponibilitatea la ceea ce se întâmplă în fața noastră, destul de puțin ceea ce se întâmplă în lateral și prea puțin la ceea ce se întâmplă în spate, pe principiu că cel din spate nu trebuie să aibă el grijă de mine, cumva asta e principiul schiorului, cel din spate trebuie să aibă grijă de cel din față. Așa spune și legea. Pe de altă parte, nu putem să plecăm de la premisa că cel din spate noastră nu va greși permanent. De exemplu, când stau să virez la stânga, nu stau ușor oblic. S-au virat cu roțile din față în stânga. Evident că intru mai ușor în intersecția respectivă dacă sunt gata virat. Dar dacă cel din spatele meu nu este atent și mă lovește din spate, risc să mă arunce fix în fața mașinii care vine de pe contrasens și deja vorbim despre un accident frontal în acest moment. Deci roțile pe direcția înainte până când încep să miști mașina de pe loc pentru a face stânga. Exact. Până se eliberează, asta înseamnă că pierzi un pic de timp, pierzi acea secundă să virezi, dar pe de altă parte, dacă cel din spate tău este neatent, ai o șansă să nu te lovească, să te propulseze pe contrasens. Pe de altă parte, atunci când aștepți să virezi la stânga și tu ești atent să-ți găsești acea breșă în traficul de pe contrasens să poți să virezi, este foarte greu să ieși și în retrovizoare permanent. Pe de altă parte, acea retrovizoare pe care am învățat în școala șofer că trebuie să o reglăm tot timpul, trebuie să ne acopere cumva câmpul vizual din spatele nostru. În astfel de momente când considerăm că suntem vulnerabili, este poate n-ar fi de neglijat să aprindem avaria sau să punem semnalizatorul mai evident sau să pulsăm din stopul de frână. La o frânare de urgență, mașinile moderne aprind avaria să-l avertizeze pe șoferul din spate că tu ai frânat de urgență. De ce? Pentru că cel din spate să fie pregătit să reacționeze și el. Cam așa s-au lucrat și în astfel de momente. Nu putem să plecăm de la premisa că cel din spatele nostru are obligația să frâneze. Este obligație legală. În fața polițistului răspunde el, în fața legii răspunde el, dar în fața sorții, dacă generează un astfel de accident, s-ar putea să fii tu cel mai expus, cum s-a întâmplat și în accidentul care vorbeam. Și e ideal să ne semnalizăm intenția de a face stânga cu mult timp înainte. Prefer și pe cineva care... Și să reducem viteza cu mult timp înainte. Și să reducem viteza. Adasându-l cu ghilimele de rigoare pe cei din spatele nostru, dar atunci avem certitudinea că el a văzut că intenționăm să facem manevra de a vira la stânga cu mult timp înainte. Dar mai există un risc, Bogdan, cel din spatele
celui aflat în spatele nostru să nu înțeleagă a treia mașină, să intre în depășire, să depășească coloana, cum ar veni, și din acest motiv este foarte important să ne mai asigurăm o dată atunci când facem stânga. Da. Asta este un alt caz când se întâmplă nu de puțin ori, de aceea în astfel de intersecții sunt linia continuă, dar prea puțină lume respectă aceste marcaje. De aceea, repet la ceea ce am spus, în principiu, șoferul când este la volan trebuie să fie în control. Pentru aceasta trebuie să fie atent și să anticipeze. Sunt două cuvinte cheie care merg mână în mână. Atenție și anticipare. Și ne-am mai spus acest lucru. Asta înseamnă că trebuie să fim în control 360 de grade. Ne uităm în față, ne uităm în atras, ne uităm și în spate. Mai mult când suntem opriți pe un drum național, este foarte, sau pe un drum oarecare, este foarte important să știi ce se întâmplă în spate. Deci, ceea ce ai spus este foarte corect. Poate prima mașină a oprit a doua sau a treia, poate intră în depășirea mea când eu virez la stânga. Deci, nu putem să plecăm de la premisa că nu e problema noastră, pentru că realmente poate să fie și problema noastră, cum s-a întâmplat și în cazul de față. A fost o dezbatere pe internet, pornind de la un film postat pe YouTube și cu cineva care voia să facă stânga, altcineva s-a angajat în depășirea coloanei, s-a întâmplat accidentul și poliția a dat culpă comună. Ai obligația să te asiguri când virezi la stânga. Pe de altă parte, și cel care depășește are obligația și el să vadă că nu sunt astfel de cazuri. Deci, din păcate, lăsând la o parte culpa cui este, problema este când se moare. Acei oameni care au murit, din păcate, au plătit un preț mult prea mare pentru o greșeală aparent banală. Lanțul acesta de fatalități se întâmplă foarte des. Neatenția la volan, un telefon mobil, revenim la telefon mobil pentru că am mai vorbit despre asta, de aceea este combătut foarte mult în traficul rutier din întreaga lume civilizată, pentru că telefonul mobil, în astfel de momente, poate să fie una dintre sursele cauzatoare de astfel de accidente. Neatenția șoferului, care nu ia în calcul că mașina în fața lui merge 10 de km în spatele unei mașini și am dat mașina din fața ta, frânează brusc să facă la stânga. Nu e în calcul astfel de manevră, ești prea aproape de el, ești cu ochii în telefon mobil și ia că avem sincopele unei lanț fatidic de împrejurări care poate să genereze niște oameni care poate să-și pierdă viața. Au fost două victime, doi oameni care au decedat și trei oameni care au ajuns la spital dintr-un total de 7. Deci, din momentul de astfel de neatenție. În cursul de conducere defensivă, în toată lumea civilizată, încearcă să te aducă în postura în care reușești să anticipezi astfel de sincope a celorlalți participanți de trafic. Că vorbim de celălalt șofer, că vorbim de pasageri, că vorbim de pieton, că vorbim de bicicliști și așa mai departe, tu ca un șofer trebuie să reușești să controlezi astfel de sincope. De aceea pasagerii din mașina ta sunt obligatorii să poartă centura. De aceea trebuie să te uiți la pietoni, chiar dacă nu sunt în zona întâlnită de pieton, dacă nu vrea să traverseze aiurea. La cel din spatele tău, care este mult prea aproape de tine. Sistemele de siguranță active vin ca o complementar la un astfel de sincope. Avem deja iminența de coliziune care încearcă să ajute pe șoferul din față să nu fie, dar sunt tot felul de sisteme care finalmente converg în același punct. Șoferul trebuie să reușească să fie manager de proiect, să gestioneze din punct de vedere control al situațiilor toate aceste momente de neprevăzut. Iar câmpul vizual 360 de grade face parte din obligația cu ghilimele de rigoare a șoferului când se află în trafic. Și ar trebui să ne semnalizăm absolut toate intențiile din trafic. Cred că de aici ar trebui să pornim până la urmă. Da, agasant, așa cum ai spus, este corect. Mai bine agasezi pe cineva cu semnalizare și cu comunicare pe care tu încerci să o imprimi celor din jurul tău cu manevra pe care vrei să o faci, decât să frânezi în scurt, să frânezi și să semnalizezi în scurt pe principiu că mă va proteja el cel din spate. Sau să nu semnalizezi deloc. Că se mai întâmplă și astfel de situații. Asta nu mai chiar foarte des. Mulțumesc foarte mult, Bogdan, pentru recomandările tale. Te așteptăm și săptămâna viitoare la Sfatul de Drumuri aici la Europa FM. Mulțumesc și eu, să circulăm cu bine, să avem grijă unul de ceilalți, pentru că e mai important decât foarte multe alte lucruri. Drum cu prioritate cu Radu Constantinescu la Europa FM.